așteaptă un meci greu, o echipă nou promovată, dar cu mulți jucători noi, jucătorii în general de calitate, au transferat jucători buni. Îi cunoaștem, un antrenor care vrea să demonstreze, un fost fotbalist, unul dintre cei mai mari ai țării noastre și ne așteaptă un meci greu, mai ales că pe teren propriu nu am reușit să câștigăm, nu am reușit nici să marcăm. Sperăm ca meciul de sâmbătă să ne descătușăm, să marcăm și să câștigăm primul meci pe teren propriu. Cum ți se pare Craiova în sine, ca echipă? Bănuiesc că ai apucat să studiezi. Da, am studiat adversarul. Ieri le-am arătat jucătorilor partea ofensivă a lor, ce fac pe faza de ofensivă. Sunt o echipă care aduc foarte mulți jucătorii în jumătatea adversă, stil de joc ofensiv. Știm și o să lucrăm și astăzi, în seara asta, partea ofensivă a noastră, dacă ieri am exersat partea defensivă și sperăm să marcăm gol sau goluri și să aducem prima victorie, așa cum a spus. Ce ți-e impresie ți-a lăsat Craiova la Mioveni? Că au jucat aici. Da, știu. Nu știu dacă e relevant acel meci. Ei și-au creat destul de multe ocazii. Au jucat contra o echipă care s-a aglomerat foarte bine. Au reușit un gol dintr-un penalti prostesc făcut de fundașul celor de la Craiova, iar apoi... Pauza asta competițională, sper că va fi una care să fi contat, să... Da, am reglat unele lucruri, dar în același timp echipa arăta bine în ultimele trei etape, chiar dacă cu CFR-ul am pierdut acasă, ne-am dominat adversarul, echipa campioană și ne-am creat foarte multe ocazii de gol, ne-a lipsit golul și sper că la meciul ăsta să reușim să înscriem, echipa are un moral bun, am câștigat la Dinamo 2-0. Deci suntem pe un trend ascendent și sperăm să o ținem tot așa. Calor? Ceva indisponibilități pentru mâine? Nu. Jucătorii sunt disponibili și sunt gata de meciul de sâmbătă. Avem un adversar puternic, dar noi trebuie să fim încrezători și să obținem prima victorie acasă. Avem publicul alături de noi, spectatorii ne susțin pe durata partidei și trebuie să fim încrezători că putem câștiga cele trei puncte. Ce crezi că v-a lipsit până acum în meciurile de acasă, de nu am obținut nicio victorie? Da, nu știu, putem spune poate și neșansa. Am făcut meciuri bune, dar uneori, v-am zis, și neșansa face ca să nu luăm cele trei puncte.